secretarului general adjunct al NATO la Chișinău, Mircea Geoană, coroborată cu unele declarații ale oficialilor noștri, au creat din nou isterie în rândurile propagandiștilor ruși și a sculelor moscovite de la Chișinău. Kremlinul este pur și simplu înspăimântat de perspectiva întăririi relațiilor cu alianța sau chiar a aderării și încearcă în continuare cu toate forțele să creeze o imagine distorsionată a NATO în rândurile moldovenilor. Să facă o sperietoare din Alianța Nord-Atlantică. Și da, NATO poate fi o sperietoare, o amenințare chiar, doar că pentru barbari, teroriști și invadatori. Pentru cei care ucid și violează în țări străine, așa cum sunt și rușii astăzi. Vă reamintesc că astăzi NATO are 31 de state membre, de la coloșii nord-americani, SUA și Canada, până la micuțele state balcanice, Muntenegru sau Albania. Primele țări au aderat la alianță în îndepărtatul 1949, când NATO a fost creat pentru a păstra pacea pe continentul european. Cea mai recentă aderare este Finlanda, chiar în acest an, urmând ca, până la finele anului, membră să devină și Suedia. Ultimele două țări au vechi tradiții de neutralitate, dar au decis aderarea după declanșarea invaziei rusești în Ucraina. Dacă am adunat produsul intern brut al tuturor țărilor membre NATO, am ajunge la 50% din totalul global. Alianța, adunând cele mai bogate, democratice și prospere țări din Europa și America de Nord, în același timp având relații strânse cu alte puteri globale la aceste capitole, precum Japonia, Coreea de Sud sau Australia. Așadar, NATO este o forță cu care nimeni nu poate să se pună, nici la nivel economic și nici militar. Iar scopul creierii acestei alianțe în 1949, cel de a păstra pacea pe teritoriul țărilor membre, a fost realizat. Niciodată nu a avut loc un război pe teritoriul unui stat membru. Mai mult decât atât, aderarea la alianță a garantat securitatea și prosperitatea pentru țări excomuniste, aflate timp de decenii sub jug sovietic sau rusesc. Să mai amintesc de prosperitatea în care trăiesc astăzi statele baltice, țări care au pornit în anii 90 de acolo de unde o făceam și noi. Iar dacă astăzi barbarii ruși nu-și permit să se atingă de Estonia, Letonia și Lituania, care singure și izolate ar fi fost ținte sigure, e în primul rând pentru că fac parte din marea familie europeană și nord-atlantică. Un alt exemplu chiar mai apropiat de noi este România, țară la fel de coruptă și săracă precum Moldova până la începutul anilor 2000, când a aderat inițial la NATO, iar apoi la UE. Anume, aderarea la NATO a pus baza adevăratelor reforme în justiție și a securizării statului. Iar 3 ani mai târziu, după aderarea la Uniunea Europeană, drumul spre civilizație și prosperitate a devenit deja irreversibil. Știți care sunt ultimele sperietoare cu care încearcă propagandiștii rușilor să ne mai amenințe atunci când vine vorba de NATO? Țin strict de război, doar că istoria de aproape 75 de ani de existență a Alianței a demonstrat contrariul. Niciun război nu a existat pe teritoriul statelor membre. Ne mai sperie că militarii moldoveni vor muri pe teatre de conflict internaționale, cum au fost cele din Irak sau Afganistan. Doar că statutul de membru NATO nu implică obligația unui stat membru de a trimite militari în astfel de teatre de conflict. Implică, în schimb, obligativitatea tuturor țărilor membre de a apăra un stat invadat. Ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în istorie. Pentru că nimeni, nici măcar sociopații de la Kremlin, nu vor putea să-și permită vreodată așa ceva. Acesta este adevărul pe care, prin propaganda lor, rușii l-au ascuns de ochii și urechile moldovenilor timp de decenii. Dar pe care noi, cei care gândim, cei care suntem liberi și aspirăm spre civilizație, suntem obligați să-l promovăm. Inclusiv cei de la guvernare, care în continuare vorbesc extrem de timid și doar cu o jumătate de voce despre ce înseamnă NATO. Și se tem să spună un adevăr incontestabil. Accederea noastră sub umbrela Alianței ar însemna ruperea definitivă de influența toxică a Rusiei, care ne-a dus la statutul de cea mai săracă și coruptă țară de pe continent. Suntem obligați să ne consolidăm eforturile. Spaima barbarilor față de apropierea noastră de NATO este un argument în plus că trebuie să mergem pe această cale.